Aveam un bătrân, un frate, Emanuel, la Oi, la Siestria, eu am stat cu el un an de zile. Un om extraordinar de înțelept. Eu m-am împăcat cu bătrânii a doi, Dumitru Bere și Manole, așa îi spuneam, și noi spuneam fratele Emanuel. Și el era atât de nostim, spunea părinte Calistrat, eu n-am citit atâtea cărți cât ai citit tu, dar un lucru nu mi-e clar. Păi, cum tu ortodox, tu călugăr, tu creștin, mănânci pricistania din potir, că așa îi spunea el la împărtășanie, la comunicătură, pricistania, te pristui, e o formă veche, arhaică. Mănânci pricistania din potir, bei aghiazmă, ulei de la maslu, mănânci anafură și din tine iese draci. Din ce să fac? Din anafură? Din aghiazmă? Din împărtășanie? Din ulei de la maslu? Nu. Tu ești tata dracilor, tu îi feți. Da. Și era un om cu patru clase. Da. Și de la el am învățat două lucruri extraordinare. Și le păstrez și azi. A zis, frate Costică, eu am aici 10 ani la mănăstirea asta. Când m-a întrebat cineva odată cum îți merge, i-am spus, de la foarte bine în sus. De ce? Ca să aibă motiv să se gândească la mine. Păi zic, și folosește? Păi da, că dacă e om bun, poate faci și el ca mine, dar dacă e om rău, mă invidiază și eu cu nună. Și zice, dacă te-a întrebat vreodată cineva vreo problemă, tu numai lui Dumnezeu să-i spui problemele tale, nu la om. Cu omul când te știi, te râdi, te discute și te batjocorești. Da, da. Da. Înțelept. Da. Și de multe ori m-a întrebat câte cineva așa, părinte, dar ce mai faci? Zice, da, foarte bine în sus. Corect, corect. Da. Știi Dumnezeu. Da, altcineva mai întreabă dacă e păcat să boteze acum în post. Nu, nu are treabă. Dacă cumătrie e în afara postului, acea petrecere, deci petrecerea mică, să fie... nu are treabă. Botezul e cu botezul, sunt creștinează un prunc, primește taina, este mare taină în Hristos și în biserică, pentru că e afundarea, moartea cu Hristos și învierea cu Hristos prin afundarea întreită, apoi pecetuirea cu marele mir, mirungerea, primirea Duhului Sfânt și apoi Euharistia. Deci nu are nicio problemă. Iar cele pământești, cu un naș, cu o rudă, cu un prieten, când stai la o masă, când guști o friptură, când bei o șampanie, alea se fac după post. Da. Cam acestea au fost întrebările. Ne întoarcem la tema noastră. Ne întoarcem la temă și spunem așa. Că una din schimbările de la față, una din schimbările la față pe care le poate face postul, este aceasta. Dacă luăm pe maxim mărturisitorul, găsim că există trei trepte duhovnicești. Făptuirea morală, când omul poate schimba răul cu binele. Dacă ai fost zgârcit, să încerci să faci într-o zi un bine cât de mic. Dacă ai fost rău, să încerci în fiecare zi să fii un pic bun. Dacă ai fost dușmănos, să încerci să ierți. Dacă ai fost răutăcioși, clevetitor, să încerci să te oprești. Și ai să spui, pe da, dacă nu mă opresc, are rost să postesc, mă mai întreabă unii oameni. Părinte, da, dacă tot fumez și beau, mai are rost să postesc? Da. Să vadă Dumnezeu că face aceasta sub influența postului. Într-o zi se va trezi conștiința în tine și am observat că i-am dezvățat pe mulți de fumat și de înjurat printr-o chestiune foarte simplă. Părinte, dați-mi un canon să nu mai înjur, să nu mai beau, să nu mai fumez. Da. Pentru fiecare pahar de băutură, 7 împărate ceresc, pentru fiecare țigară, 7 Tatăl nostru și pentru fiecare înjurătură, 7 Psalmul 50. Părinte, ar însemna să mă rog toată ziua? Nu, ar însemna să nu înjuri. Nu te poți schimba. Ar însemna să fumezi mai puțin? Sau ar însemna să bei mai puțin? Și mi-au spus după un timp. Știți, părinte, că după ce am zis de 7 ori Tatăl nostru, nu mi-a mai venit să aprind țigara? Săptămâna trecută, dacă am aprins câte una pe zi. Bravo! Bun. Din câte? Păi fumam jumătate de pachet, aproape 3 sferturi de pachet. Iată ce putere are rugăciunea, vedeți? O formă de schimbare la față. A doua formă pe care o vorbește Sfântul Maxim Mărturisitor este contemplarea naturală. Ce înseamnă contemplarea naturală? Cred că orice om are ochi. Nu există, doar orbii care nu văd. Sau cei care s-au născut din naștere, invalizi de vedere. Dar întrebarea mea este, de ce îți plac florile frumoase? De ce îți place cerul înstelat?
De ce îți place natura verde, dealul, pași ăștia? De ce îți place un om frumos? De ce îți place un copil frumos? De ce îți place o femeie frumoasă? De ce îți place un tânăr? De ce îți place o tânără? De ce îi admiri? Ce vezi la un om frumos? Harul și lucrarea lui Dumnezeu, da? Deci dacă el poate face lucrurile astea atât de frumoase și văzute, mi-am pune vreodată întrebarea cât de frumoase sunt cele nevăzute? Este în viața... Este în viața Sfintei Irina, tot luna aceasta a fost spre finalul lui iulie, care era într-o mănăstire și avea atâta trecere încât îngerul a venit într-o zi și i-a dat trei mere din rai. Și era atât de frumos îngerul că ea nu s-a mai ocupat din mere. A povestit la întreaga obștie cât de frumos strălucea îngerul, cât de frumoasă era Maica Domnului când s-a arătat, cât de frumos era Sfântul Grigorie Teologul, cât de frumos era Ioan Evanghelistul. Și maicile au zis, atunci să ne rugăm și noi să vedem așa cum ai văzut preacuvioșia ta. Păi zice, hai să împărțim mărul acesta, merele acestea, le-au tăiat în câte maici erau la obște, au mâncat fiecare câte o bucățică și s-au dus în biserică la rugăciune. Și a venit Maica Domnului și s-a arătat frumoasă în toată strălucirea ei și a spus, pentru că v-ați dorit acest lucru și ați făcut-o cu atâta evlavie și ați făcut-o cu atâta credință și cu atâta dorință, am venit să vă răsplătesc darul. Iată, toate sunteți roabile mele și toate sunteți iubite în Împărăția Lui Dumnezeu dacă slujiți cu credință. Asta este contemplația. O altă schimbare la față.